Am vrut să facă țuică, dar și-a incendiat o magazie. Este isprava unui bărbat din localitatea Cătămărășdeal. S-a întâmplat sâmbătă seara, iar alarma s-a dat puțin înainte de ora 19. În cel mai scurt timp, un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani a ajuns la fața locului cu o auto specială de stingere cu apă și spumă. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul înainte ca flăcările să se extindă la casă și alte construcții din gospodărie. Tot sâmbătă seara, pompierii de la Dorohoi au fost chemați să intervină în cazul unui incendiu care a cuprins o clădire dezafectată din oraș. Mai bine de 2 ore au intervenit pompierii pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor. În această dimineață, ca în fiecare început de toamnă, jandarmii au participat la deschiderea noului an de învățământ, înconjurați de emoțiile și entuziasmul elevilor care au pășit pragul școlilor în sunet de clopoțel. Jandarmii vor acționa zilnic în apropierea unităților de învățământ aflate în zona de competență, dar și pe traseele de deplasare ale elevilor pentru a preveni și descuraja săvârșirea faptelor de natură antisocială și pentru a menține un climat de siguranță atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșan vor continua și în anul școlar 2023-2024 seria activităților de prevenire a faptelor antisociale în mediul școlar și vor discuta cu elevii despre modalitățile de evitare a victimizării, faptele care constituie încălcări ale legislației, posibil a fi săvârșite de elevi, consecințele legale ale acestora, dar și despre efectele și riscurile consumului de alcool sau de substanțe psihoactive, precum și despre alte aspecte de interes. Un consilier local al PNL a demisionat din funcție. Este vorba de medicul Monica Dăscăliței, care a renunțat la mandatul de consilier local al municipiului Botoșani și și-a anunțat astăzi demisia în ședința extraordinară care s-a ținut online. Monica Dăscăliței, numită manager al Spitalului Județean de Urgență în urmă cu 3 săptămâni, a spus că a luat această decizie întrucât își dorește să se axeze pe activitatea managerială a spitalului. Decizia a fost anunțată verbal în timpul ședinței, însă demisia nu a fost încă depusă în mod oficial.